Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Survival, mai bine spus Survival, Survival cu stil. Și cine vine aici, avem un invitat surpriză pentru acest intro, îl cheamă Zombalău, dar din păcate pentru el Zombalăul nu mai trăiește pentru că Zombalăul și-a luat mare bucată în gură. V-am spus să mă mai joc eu puțin off-camera. Cât să-mi fac armura full iron, toate astea, că nu vreau să pierd foarte mult timp cu minatul, cel puțin la început până unde... De unde au mai apărut și ăștia? Cel puțin la început până nu-mi găsesc un lor de casă, mă stabilesc toate astea, pentru că n-are rost să cotrobui o peșteră și după aia să găsești cine și ieșire să nu placă zona și... Na. Și în drumul meu, care a fost chiar foarte scurt după ce m-am făcut full iron, adică am mers vreo 100-200 de blocuri, am găsit acest mare village și am zis hai totuși să pornesc episodul de aici din sat. Bă, dați foarte mulți gabori, scheleți, zombale de toate. Așa că o să mă duc eu în căsuța ăsta, foarte frumos, și o să băgăm un pui de somn care este de fapt un somn de noapte bună. Ne-am trezit frumos și am uitat să vă spun, dacă mai vreți episoade din Survival cu Stitch, dați și voi un like acestui episod. Episod, da, na, ok. Pentru că cu cât suportul este mai mare, cu atât voi posta mai des, deși, nu știu, pe părerea mea, cred că indiferent de suport, vreau să continui și eu o serie survival, pentru că eu niciodată n-am putut, deci niciodată, de cât timp am încercat eu să fac serie de survival, dar niciodată, absolut niciodată, n-am fost în stare să termin o serie de survival de la cap la coadă. Efectiv mă apucam și după aia mi se lua cheful, nu mai voiam, nu habar n-aveam ce se întâmpla. Doar pe mod atacul am dus de la cap la coadă, dar aici nu. Avem două bucăți de iron. Uneltele astea chiar sunt foarte bune. Eu acum sunt ceva gen... De ce mi-am mai făcut... De ce nu știam eu cu 2 minute înainte că se întâmplă chestia asta ca să nu mai fac armura? Hai să iau și furnesurile astea, să am acolo unul de alta pentru că se statiază aici, nu-mi ocupă un slot umplut. Sau ceva de genul ăsta. Aparent avem noroc că avem și ceva ferme. Mari ferme ce avem noi pe aici. Și e bine că o să avem totuși ceva mâncare în caz de situații crize. Deși în momentul actual chiar am destul de multă mâncărică pe aici prin inventar, pentru că am găsit destule animale off camera. Și am pentru o perioadă nu foarte lungă de timp, dar momentan am cele necesare. Bine că e de cartofi până la urmă. Deci am bine că e de cartofi până la urmă, pentru că prăjindu-i dă mult mai mult de la hunger bar decât dă morcovul. Pentru că morcovul nu poți să-l prăjești, poți să-l faci doar golden, dar ai nevoie și de gold, intervin mai multe nebuni pe aici. No, bun. Aici de ce mi-au sărit? Astea le-am plantat. Cred că au venit ăștia care e aici. Mare agricultor din villageri ăștia și-o fi plantat sau habar n-am. Așa. Hai să fac puțin ordine pe aici. De fapt, chiar nu. Hai să nu săgețile astea. Momentan chiar nu am nevoie de săgeți. Dacă voi avea mai departe, habar n-am ce să fac. Bă, dar am văzut clădirea asta mare pe aici de s-a generat și voiam și eu să fac o vizită. Dar ușa e la mama naibii, așa că o să intrăm prin efracțiune. Nimic interesant, mă așteptam și o să fie ceva pe aici, da. Nu, uite, din astea mai fac bețe. Așa, din bețele astea o să mai fac torțe și așa mai fac și eu rost de ceva sloturi prin inventar. Bă, păi în rest nimic interesant pe aici, nu mi s-ar părea o zonă foarte frumoasă, așa că o să continui puțin să merg să vedem dacă și cu parcă stăteam într-o barcă, dăm de ceva super, super, mega, ultra, extra și din comun. Pentru că vreau totul să fie o zonă frumoasă, nu o zonă așa plată ca să mă apuc să fac o casă, deși înainte că mă jucam eu Minecraft la început, în vremurile alea vechi, îmi plăcea să găsesc, nu știu, o zonă de câmpie, o zonă de asta plată, pentru că îmi plăcea să fac multe case. Acum parcă îmi place mai mult designul, nu știu, de exemplu, într-o grotă, într-o peșteră, într-o stâncă, într-o ceva. Parcă mi-e frumos designul ăla.
Case n-am mai făcut, cred că de foarte mult timp nu m-am mai apucat eu așa să fac case. Cred că mulți ați văzut că în ultimul timp, când am mai filmat eu așa pe survival, făceam ori într-o stâncă, ori în interior, în ceva. Bă, zona asta pare destul de interesantă. Curge apă pe acolo. Uite, zona asta chiar îmi place cum arată. Chiar îmi place cum arată și cred că pe aici o să mă și stabilesc. Pam, pam, băi, stați un pic, că nu știu, e procesorul 100%? Ia să văd că mă joc. 43, 4, nu știu, că frama așa. Ai mirea și mă gândeam să nu fie CPU-ul ăla pe la maxim. Rest. N-ar trebui să... A, cred că cu memoria, da? Am 41% memorie RAM aloc doar folosită. E, habar n-am. Am doar 1 GB pus aparent de obicei pun alocam 4 GB Minecraft-ului, dar nu asta este problema mea în acest moment. Stați să închid aia. Să văd procesele. Opa. Bă, zona asta... Ia asta, să văd dacă e de încărcat ce am ceva. Bă, știți ce? Ia stați un pic. Stați un pic că gusturile astea ale mele se cam schimbă. Dar, uite acolo sus vreau să ajung, dar nu prea mă... Și aici arată fain, acolo avem și deșert. O să fie greu să ajung sus. Hai să mă pun să sparg așa niște cobblestone random ca să am blocuri. Pentru că vreau să ajung acolo sus pentru că pare așa o zonă frumușică, deși dacă stau să mă gândesc mai bine, o să-mi fie greu să tot urc cobor pentru că o să fie foarte multă activitate de genul coborât, urcat, coborât, urcat, coborât, urcat. Și nu prea știu ce să zic, cred că aș putea să fac o scară. Să cobor foarte rapid. Sau... Da. Cam asta aș putea să fac. No, bun. Uite. Hai să mă duc totuși din ce puț mai sus, mai sus, mai sus. Ca să am... pentru că cultur mai mult, cu atât o să am mai puțin. Au. Mai puțin de pus. Pentru că trebuie să... Bă, zona asta e faină în general. Dar trebuie să-l găsesc unghiul perfect, să mă poziționez perfect, adică în cea mai frumoasă zonă, dacă putem spune așa, a acestei... A, uite aici voiam să ajung, deci nu am avut nevoie de blocuri. Da, arată interesant pe ei și pot prelucra frumos. La coborât, gen mă arunc direct în apă și de urcat pot să fac niște scări. Bă, eu cred că aici mă cam pun. Nu știu ce, stai să am apăs un F3 aici să am pe videoclip niște coordonate ca să nu stau cum să fac. De fapt, fac și un screenshot că nu mă urcă la absolut nimic. Bă, eu cred că chiar aici mă pun. Hai să-mi pun furnalele. Mai punem ceva mâncare la prăjit. Uite și din asta. Să-mi fac și niște cufere. Uite, hai cam aici. Un mistic copac care s-a spawnat deasupra tuturor. S-a generat aici deasupra oceanelor. Bă, dar e fain. În partea aia o să am deșert. Partea aia am savana. Bă, arată ok. Chiar arată ok zona. Iată, am și două crafting table-uri pe aici. Le punem pe amândouă. Doar trei de astea. Hai să mai iau un pic lemn. A, uite încă un village, what the fuck, acum l-am văzut. Și altul. Hai să mergem și în ăsta. Dacă tot a apărut aici în calea noastră, deci e bine că avem și un village lângă, pentru villager nu prea mă pricep să fac ferme, dar cine știe, învățăm. Da, pe alt villager, că era și culmea să fie tot ăla. Păi, în primul rând, hai să vedem dacă găsim ceva morcovi, că altceva nu prea mai am nevoie, cartofi am.
Mă uit după morcovi, ăștia scartofi sau... Ai, nu, nu, aici. E tot greu. Aparent aici cred că nici morcovi, nici cartofi, nu-s. Crăsuțe mici, pe aici nu găsim nimic. Nimic, nimic, nimic. Bă, villageul ăsta nu e prea promițător așa de felul lui. Holy fuck, ei s-a spunat pământ în casă. Bă, da, chiar nimic, adică ferme Nema, adică ferme bune. Să adică morcov să-mi dea și mie, nu? A, uite, asta căutam. Măcar atâta lucru. Să iau cărțile astea, că o să-mi fie foarte ușor în momentul în care o să... Și asta are burșel fără. Da, o să-mi fie foarte ușor în momentul în care o să fac enchanting table-ul. Adică este un bonus foarte mare, nu o să mai trebuiască eu să caut și vaci și sugar și ce mai aveai nevoie pentru ca să faci tot acâmul pentru un enchanting table. Deci m-am scutit de chestie pentru că 63 de cărți cred că sunt suficiente ea. 21, da, de bookshelf-uri pot face. Și mi se pare că am nevoie de 14 sau 15, ceva genul, chiar nu mai știu care era numărul pentru a face un enchanting table de la maxim. Dar până la enchanting table mai avem nevoie și de obsidian și de diamante. Mai e mult de muncă până acolo, mă rog, nu foarte mult, dar mai e ceva de muncă până acolo. Te mai plantez pe aici un copac, mai plantez pe aici, poate crește unul și aici. Fai fac așa un pic loc. Mă credeam de aici, mă duceam naiba, mai plantez unul și pe aici. Unul și pe aici, adică... Minecraft. Și un sapling îl arunc în apă. Bă, bine că se face noapte. Chiar voiam să spun că aștept să se facă noapte. Ce crezi un mobil lângă? Unde, fratele meu? Că fiers aici un deseu nu e nimic. Nimic, dar nimic. Se poate vedea cu ochiul liber că nu e niciun monster pe aici. Eu sunt singurul monstru. Da. Torța aici. A, e ăla sub acolo. A, uite, acum, mamă, ce fain e să dorm cu sabia în mână. Așa, gata, trezirea de dimineață. Uite, acolo cred că trebuie să mai modific, să mai tai din părțile. Unele chestii prin zona asta nu arată chiar atât de bine. Acolo, stai, că mai trebuie să mai fac un cufăr. Ca să nu lăsăm aici treaba nefăcută să arate chiar așa urât. A, uite, mai aveam lemn. Și acum băgăm totul cum prindem aici în cufărinio. Bă, după părerea mea, am ales o zonă chiar foarte frumoasă. O să mai trebuiască puțin modificată, dar nu asta este problema pentru că modificatul e ușor. Cu găsitul zonei mi se părea un pic mai greu pentru că eu, v-am spus, nu prea mai îmi place așa o zonă plată sau ceva genul ăsta. No, bun. Aici am mai pus mâncarea la prăjit. Mă arunc în apă. Norociți ăștia au repede să vină și ei după mine. Dar ei sunt fraieri. Și hai să mergem puțin și în deșertul ăsta. Poate găsim noi o piramidă, o ceva, un pam pam pam. Sau nu o să găsim nimic și asta a fost tot. Nu, dar eu, bă, dar nu știu, mi se pare mie sau Fram, adică la un moment dat s-a cadează, pac, așa, un pic, o secundă, o... Uite, vă spun și vouă, când să spuneți da, că chiar așa e. Dar acum nu mai se întâmplă deloc. Hai să luăm și niște sugarcane. Să-l avem acolo, nu de alta. Cine știe când o să avem nevoie de el. Uite, mi-am sugarcane-ul ăsta. Uite, din aur a făcut-o. Parcă s-a oprit așa, țâc. Nu o să mă îndepărte... Am optifine. Ce-i chestia aia acolo? Ah, da. Nu vreau să mă îndepărtez nici foarte mult. Pentru că după aia Ghicișinii o să trească să stea să caute drumul către noua noastră locuință începând. M-am căcat pe mine, auzeam pași. Nu știu, în ultimul, de când mă joc CSGO, aud
pe orice joc aud orice pași și mă sperie că pentru CSGO când aud pași e clar că e ceva de rău, trebuie să mă abasă și mi-a rămas un fel de tic și pe, ca pe orice joc să fie la fel. Dacă puteați, de exemplu, să fie un creeper, da, nu era un iepure village. Village de deșert, bă, dar îmi place că acum pe Minecraft toate villagerile au și ele designul lor. Uite, iar parcă a stracadat. Așa. Oare villagerul ăsta o fi mai promițător sau sal? Opa, aici avem și... Avem și mare cufăr. Obsidian. Aparent obsidianul de care aveam nevoie pentru un enchanting table l-avem deja. Mai trebuie să găsim și două diamante și e perfect. Adică cum să-ți faci rost de enchanting table fără să ai vreun diamant. Adică fără să minezi tu. Hai să mai luăm și bookshelf-urile astea. Pentru că totuși dacă fac un de ăsta un enchanting table să-l faci cu un mid design, nu doar așa să fac să încercuiesc că enchanting table-ul și gata. Și totuși dacă tot sunt pe aici să mă uit și la ferme, pentru că eu chiar am nevoie de, poate eu cam iau damage pe aici, de morcov, pentru că cartofi tot am. Iau și pe ăștia pentru că nu strig acolo niște cartofi în plus. Uite frate, morcovi. Aveam nevoie de fucking morcovi. Chiar aveam nevoie de acești fucking morcovi. Că acum am din toate posibile de fermă și o să fie chiar foarte lejer cu mâncarea pentru că poate nu o să am mereu, poate nu o să am mereu legume. Așa, deci ziceam că poate nu o să am mereu legume, poate nu o să am mereu de asta animale, ceva sau prin zonă și am legumele acolo. Ca o a doua variantă. Mă rog, cartofi în mare parte pentru că ăștia-s baza. Băi, păi eu am găsit, adică totuși am, pentru asta am venit în deșert să găsești ceva. O să mai merg foarte puțin. Dar chiar foarte puțin. Eu vreau să o dacă și pe filmare. Vrem să vedeți sacradarea aia. Nu, pe filmare... Să-mi bat piciorul pe filmare se vede mai bine decât... Mă jur, domnul, se vede mai bine decât cum văd eu. Uite o ravenă pe aici. Uite niște iron după care nu o să mă duc acum. Anyway, cam asta a fost clipul. O să mai dau eu așa o geană pe aici prin zonă. Iar dacă o să găsesc ceva foarte interesant, adică ceva ieșit așa din comun, o să încep un nou videoclip ca să vă arăt și vouă, nu știu, parcă găsesc o piramidă și în piramidă găsesc statuia lui, ăsta statuia, sicriul lui Tutankhamon, da, zic și eu. Deci da, ăsta a fost episodul, dacă vă apuc și mai vreți episoade din să învățăm, nu să învățăm Minecraft, să stai survival cu Stitch, nu uitați să dați un like, iar noi ne auzim data viitoare, ceau lăs!